În data de 28.12, în ședința extraordinară publică a Consiliului Cahen de Ștenț. Cine este pentru? Toată cum putem, credem. Se convocă pentru data de 23 ianuarie 2019, ore de 15, Consiliul Local al Comunei Hădășteni, în ședința ordinară publică, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Hădășteni de anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personal și a persoanelor ce primesc indemnizația lunară în anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Hădășteni numărul 32 din 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Hădășteni în județul Iași. 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ și universitar la nivelul Comunei Hădășteni pentru anul școlar 2019-2020. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA al SACES pe teritoriul de cerere de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă, Canale, așa, SACES și aprobarea actelor adiționale numărul 27 și numărul 28, pact constitutiv, respectiv statutul al SACES. Și 6. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă de canalizare, numărul 48-2009, prin actul adițional numărul 29. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Începem cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Hădășteni pe anul 2019. Hotărăște. Se aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Hădășteni pe anul 2019, prevăzut în anexa 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Secretarul Comunei Hădășteni va comunica un exemplar de pe prezenta instrucției prefectului județului Iași pentru control și legalitate, va duce la cunoștința locuitorilor comunei prevederi de prezentei hotărâri prin afișare, afișată 20.12.2018. Planul de analiză, după cum știți că l-am discutat și la ședința comisiei, ați poftit? Păi da, s-a aprobat anuală despre ce ați vrea de aici să mai discutăm din ea, să vedem la acum, în afară de ceea ce am discutat. Despre planul de riscuri. Dacă doriți ceva anume, să discutați despre un capitol anume, în afară discuțiile care au fost la comisie. Supunem la așa. Cine este fel? Nu riscăm. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și a persoanelor ce primesc indemnizația lunară în anul 2019, având în vedere prevederile legale, se hotărăște. Se aprobă pentru anul 2019 un număr de 13 asistenți personali pentru persoane cu handicap grav și 5 persoane ce vor primi indemnizație de handicap conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prevederile prezentei hotărâri. Primarul Comunei Hădășteni, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. La articolul 3, sumele vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei, capitolul 68.02.10, salarii indemnizații persoane cu handicap, și capitolul 68.02.57, indemnizații persoane cu handicap. Articolul 4, secretarul Comunei Hădășteni va comunica un exemplar de pe prezența instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate, serviciului financiar contabil, primarului Comunei Hădășteni, și va aduce la cunoștința cetățenilor Comunei Hădășteni prevederile prezentei hotărâri prin afișare. Anexa 1, proiect la hotărâre, deci e vorba, dacă vreți să știți un nominar. Nu știu dacă e clar, vreți? Nu știu dacă e normal să fie făcut public, acum mă mai rost și pe mine. Fiecare se uită dacă are o problemă, dacă știi că vreun dosar ne...
Da, asistentul. Că e vorba de persoane cu handicap, e vorba de fiecare. Deci și care joacă cu dosare, normal, și la cariera de drept. Dacă vreți să vedeți personal, nu uitați. Nu? Nu-i citesc? E bine? Da. Citesc? Nu? Nu cred. Nu. Nu. Mai bine. Nu e cred că e. Și nu ai și le faci, sunt cadrat în ești. Păi, eu am depus un dosar, nu. Dosar, pas, adică, nu cred că e bine, să știm. Păi, dacă sunteți de acord cu numărul de 13 și 5, deci 5 care au de handicap și 13 sunt cei care însă au nevoie de asistență pentru handicapul lor, deci se plătește în asistență. Oricum, am îmbătut bolnavi, adică. Dar cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Helești numărul 32 din 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Helești Stățiaș. Deci în 2017 a fost o hotărâre a Consiliului Local în care cred că am fost de acord cu niște coeficienți, nu? Era cum să modifică acei coeficienți? Să modifică... Să măriți salariul minim pe economie? Da. Coeficientul rămas la fel. Deci, având în vedere proiectul nostru, hotărârea a trecut, plus hotărârea de guvern, plus celelalte. Hotărârea guvernului numărul 937 din 2018 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. A, deci mărință salariul minim brut garantat de la 1 ianuarie, nu? Da. Să vă mulți coeficientul cu salariul. Astfel, se hotărăște. Se aprobă modificarea anexei HCL Helești numărul 32 din 28-7-2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publici și personalul contractual din aparat de specialitate al primarului Comunei Helești Județeasă conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019, iar orice dispoziții contrare se abrogă. Articolul 3. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 2017 rămâne schimbate. Articolul 4. Secretarul Comunei Helești va comunica un exemplar de pe prezenta hotărârii a primarului și aparatul de specialitate din subordinea acestei instituției prefectului de Iași, serviciul de control de calitate a acțiunilor administrative de îndată, altor persoane fizice sau juridice interesate. Acum, în anexă, avem salarii pentru funcții publice de conducere. Coeficientul a rămas același, doar că s-au mărit, dar că vedeți, coeficientul e același. Dar cât la sută s-au salariul minim de economie s-a mărit la 2000, da. Cât? 2000. Era 1980, nu? Era 1900. Și s-a făcut 2080. Asta e diferența. Era o chestie dacă se modifica coeficientul, nu? Nu, da, coeficientul nu. Nu, coeficientul. Nu, chestii benefice. Și așa, unde-i cu un pic, trebuie să duci în sus. Aici nu au doar salariul minim. Nu, dar minimul se mulțește coeficientul. Da. Și vine să aduce la salariu. 10% coeficient, care l-am aprobat tot noi. Da, în 2017. 2018. Nu, 17. 23. Da, păi da. Numai acum este o problemă. Spune. La centru de zi, care aparțin de familia ocupațională, acolo se mărește, conform hotărârii de 14, da? Cu salariul din decembrie. Modifică, da, modifică legea salarizării, da. Care este diferența din salariul din decembrie și salariul din 2022, o pătrime din diferența aia. Dar totuși eu nu înțeleg de ce. Pentru că la centru de zi, la hotărârea aia din 2017. Dar nu s-a luat în calcul centru. Da, dar totuși. Ei au o parte din angajați care au coeficienți.
bucătar, om de serviciu, ce mai este acolo. Deci, ori sunt toți colegi și au și coeficienți și ceilalți, ori merg toți. Cine a fost asimilat de paznic și bucătar? Adică? La administrație. Au intrat în administrație? A fost asimilat. Și educatorii la familia ocupațională, sănătate și asistență socială. Să înțeleg, nu? Indicatorii au fost, deci funcțiile au fost asimilate la administrație. Bun, dar ei nu au indicatori. Vreau să spun că educatorii nu au, apar în grila aia de salarizare de atunci și nici acum. De ce? Dar ei au familia ocupațională, asistență socială. Da. Și? Nu trebuie să aibă și un coeficient? Plus de asta, mai este o chestie. La ei au fost stabiliți prin legea 153. Mai este o chestie. Bun, bucătarul și... Pavlic a fost asimilat la... Dar în 2015, în ianuarie 2015, s-a mărit salariul cu 25% la familie. 2015? Da. Atunci de ce s-a dat și la ceilalți care au fost la administrație? Legea 153 din 2016, 2015 nu luăm în calcul. Nu. Deci atunci s-a mărit salariul. 2015? Da. Cu 25% la familie educată, sănătate și asistență socială. Și s-a dat, s-a mărit și la ceilalți colegi. Păi s-a mărit și la funcționari. Nu. Păi era altă lege. Păi da, pe altă lege s-a mărit la funcționari. Nu, nu vorbim de funcționari, vorbim de familie educațională, de ocupațională, asistență socială. Și s-a dat și la ceilalți colegi. Ori sunt toți colegi și rămân pe o grilă. Da, dar să mai ajungi hotărârea. Să fii dat la un loc. Dacă ești departajați cu unul de pe asistență socială și ala de pe bucătare cu altă treabă, noi putem asimila, noi să-i ducem pe toți că ești colegi. Nu-s colegi, dar spui că funcționează. Și când s-o mărit, s-o dat la toți dacă ești departajați. În 2015. Probabil că s-o mărit și pentru ei. Nu, 2015. Probabil că atunci s-o mărit și la funcționari. Nu. Da, dar n-am nicio treabă cu hotărârea. Ba da, are. Cu hotărârea asta de-a mai? Da, păi noi nu vorbim de... Nu mai știu ce vorbim noi aici? Salarizarea... E vorba de mărirea, deci acum ce aprobăm noi? Nu aceeași coeficient. Da, aprobăm că s-a mărit, că vor schimba salariul pentru că s-a mărit salariul minim. Da. Deci asta facem pe hotărârea asta. Să aplică coeficientul la salariul. Și ăștia nu au... Dar ce treabă avem noi cu aia? Păi asta e pentru primărie. Și eu cu cine discut atunci? Nu cu domnul secretar? Cu... Da, să-i în particular poți discuți. Cum în particular? De ce în particular? Dar noi n-ar putea cu ședință acum. Bine, dar nu se pune niște întrebări înainte de a vota. Poate cineva are o nelămurire, nu? Dar nelămurirea care este? Dar coeficientul nu se aplică acum la toți? Nu! Păi asta este. Că nu se aplică la toți? Nu, păi astea nu au o parte din angajații de la... Nu au coeficient. Fac parte din o altă familie ocupațională, asistență socială. Și vor să mărești în alt fel la primul salariu. Sunt toate conforme 153 și... N-am treabă cu ei. Pe când administrații a... Aici e vorba despre funcționare publice. Nu, și personalul contractual. Citiți titlul, și personalul contractual. Și personalul contractual, da, și neapărat de specialitate. Dar sunt personal contractual, nu sunt personal contractual. Da, bine. Merge mai departe. Da. Ești lămurit? Nu, eu sunt lămurit. Pentru că, deci eu aceeași instituție și două categorii de salariați. Contractual și asistent social. Dar sunt tot contractual și asistent social. Păi da, și atunci nu adicem salariați și la ei și la ce. Păi nu sunt.
toți văd că au coeficient, nu intră. Nu intră ei acolo. Cum nu? Dar uitați, aici e cea mea salarii pentru personalul contractual. Spuneți, domnul Subred, dar unde este acolo? Da, aici, la patru aparat de specialitate, cei contractuali, toți au coeficient, bă, începând de la muncitor. Da, și unde scrie? Gradul 1A, gradul 1, gradul 2, grad deputat. Facem la administrație, educatorii la centru de zi, ei fac parte din familia ocupațională, asistență socială. Numai ei și ceilalți nu. Bucătarii, au fost asimilați funcții la administrație. Funcțiile la... Bucătaș, paznic. Paznic, da. Este aici, bucătaș. Deci da, au fost asimilat. Deci se majorează la toți, adică. Majorează și la ei. Majorează și la ei, dar nu cu aceeași indicatori. Ei au indicatori, aprobați pe hotărâre de consiliu. Poți să întreb ceva? Bibliotecarii intră în categoria... S-a asimilat. Da. Am ce întrebări. Spune-mi la voi. Cine este pentru? Totul. Dar oricum știu despre ce este vorba și pot spune pentru. Păi hotărăște, e vorba de proiectul de hotărâri, privind modificarea hotărârii. Deci nu, de înainte. Păi totul, la ședință, nu? Trecem mai departe. La proiect de hotărâri privind organizarea rețelei unităților de învățământ pe universitar la nivelul Comunei Helești pentru anul școlar 2019-2020. Hotărăște. Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar aluate în Helești pentru anul școlar 2019-2020 se organizează în următoarea structură. Unități de învățământ pe personalitate juridică, școala gimnazială Helești și denumirea unităților de învățământ arundate, școala gimnazială Voroceni. Articolul 2, deci rămâne la fel cu școala gimnazială Helești cu personalitate arundate și Voroceni. Articolul 2, secretarul Comunei Helești va comunica un exemplar de pe prezent ai toți inspectorul județean pentru control și legalitate, inspectoratul școlar județean și Consiliul de Administrație a școlii gimnaziale Helești. Așa titulați la început fiecare an, nu? Da. Deci, structura, școală, domnul școală. Cine este pentru? La școală, tare. Asta sunt. Prunii. Ținăm documentul. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA, acces referitor la cererea de aderare a Comunei Stănița, județul Neamț, Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, Ansaces și aprobarea actelor adiționale numărul 27 și 28 la actul constitutiv respectiv statutul Ansaces. Hotărăște. Se acordă mandat special reprezentantului AT Comuna Helești, adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, Ansaces. Să aprobe în adunarea generală a asociațiilor și asociației regionale a serviciilor de apă, canale, așa, sace, să numele și pe seama OATE Comuna Helești, aderarea Comunei Stănița, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă, canale, așa, sace, precum și completarea actului constitutiv și statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă, canale, așa, sace, conform actului adițional numărul 27, respectiv 28, articolul 2, se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canale așa face să semneze prin reprezentantul său legal, președintele asociației, în numele și pe seama OAT Comuna Helești, actul adițional numărul 27 la actul constitutiv și actul adițional numărul 28 la statutul Arsaces. Articolul numărul 3, celelalte prevederi ale actului constitutiv și statutului Arsaces, cu modificările și completările ulterioare, care nu contravin prevederilor actelor adiționale numărul 27 și numărul 28, rămân neschimbate și își produc efectele. Articolul 4. Secretarul Comunei Helești va comunica un exemplar după prezenta hotărâre instituției prefectului județului Iași pentru control și legalitate. Asociației regionale a serviciilor de apă canal Arsaces și va duce la conștiința cetățenilor comunei prevederile prezente hotărâri prin afișare. Avem anexat aici actul adițional numărul 27 și 28, dar eu am băgat așa, nu? Stării. Da, nu mai băgat așa. Să mai adăugă cum. Avem de este o istorie, parcă sunteți cine este pentru. Dacă
Întrebări? Cine este pentru? Oi, să aibă apă mai repede, apa vine de sus în jos, nu? Ultimul proiect de hotărâre e referitor la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009 prin actul adițional numărul 29. Hotărăște, se acordă. Mandat special reprezentantului OAT Comuna Hileștini, adunare generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canale așa SACE, să aprobe în adunare generală a asociațiilor, a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canale așa SACE, în numele și pe seama OAT Comuna Hileștini, modificarea prin act adițional numărul 29 a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canală Iași-Sace și SCA Capital SA. Articolul 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canală Iași-Sace prin adunare generală a asociațiilor să exercite în numele și pe seama OATE Comuna Hileștini atribuțiile referitoare la modificarea prin act adițional numărul 29 a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 din 2009, încheiată între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-Sace și SCA Capital SA. Articolul 3. Se aprobă semnarea prin reprezentantul legal al Sace, președintele Asociației, domnul Victor Chirilă, actului adițional numărul 29 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 pe 2009. Articolul 4. Celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 48 pe 2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași, ARSACE și SECE Apa Vitale SA, cu modificările și completările ulterioare care nu contravin prevederilor actului adițional numărul 29, rămâne schimbate și își produc efectele. Articolul 5. Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-Sace și SCA Apa Vitale SA vor duce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâre. Articolul 6. Secretarul Comunei Hileștini va comunica un exemplar după prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Iași pentru control și legalitate, Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-Sace și va aduce la cunoștința cetățenilor comune prevederile prezente în hotărâri prin afișare. Act adițional numărul 9, la contractul avem ca anex, da, la această hotărâre. Aici articolul 3. Se completează articolul 72, deci care e modificarea, alineatul 1, litera D, lista bunurilor, proprietate publică și privată aferente serviciilor, și care sunt transmise spre folosința operatorului pe durata contractului, din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 48 din 2009. Și aici avem lista bunurilor. Lista bunurilor de retur la mai multe comuni, la comuna Plugar, de exemplu, Miroslava, Stunga, Scobin, Urăiești, Ruginoasa, municipiul Iași, Comuna Sarna, Comuna Miroslava, Comuna Gorban, Comuna Tansa, orașul Păduiloae, Comuna Holboca, Comuna Scubinț, Comuna Aroneanu, Comuna Regi, Comuna Vrăiești, Comuna Dolgești, Comuna Iași, municipiul Iași, e din nou, probabil o fost o modificare, Comuna Dolgești, Comuna Prăjești, știți, Părtojani. Se completează articolul 72, aliniatul 1, litera E, procesul verbal de predare, preluare a bunurilor necesare realizării serviciilor din contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 48-2009, dispoziții generale cu următoare. Deci e vorba de a preda, dar la noi nu-i cazul încă. Doar trebuie să fim de acord cu ceilalți care vor face proces verbal de predare. Noi nu avem să predăm că nu avem și. Sunt de acord să... Ei, da. Întrebări.
Nu uităm cotizația, așa e multe. Asta e multe, așa e. Cine este pentru? Ok. Având în vedere că s-au epuizat proiectele de hotărâre, vă mulțumim pentru ședință. Și s-a încheiat.